Vă mulțumesc, domnule președinte, ședință. Maramureșul este recunoscut pentru tradițiile sale, pentru oameni buni și mai ales pentru zonele frumoase și cinstea și bunătatea oamenilor. De cele mai multe ori avem o serie de situații în care toate entitățile politice, toți reprezentanții comunității trăiesc în înțelegere, trăiesc în bunăstare și fie că este vorba de etnici ucrainieni, fie că este vorba de români, fie că este vorba de maghiari sau germani, aceștia au trăit în pace, în liniște, timp de sute de ani și în bună înțelegere. Din păcate, modalitățile și momentele în care liniștea comunităților a fost perturbată s-a întâmplat doar din cauza politicienilor. Și s-a întâmplat pentru că, de cele mai multe ori, oamenii politici au încercat ca pentru câștigurile lor electorale să creeze disensiuni în comunități și să învrăjbească cetățenii unii împotriva celorlalți. Un astfel de caz mi-a fost semnalat recent, raportat la ce se întâmplă în Maramureș. Este vorba despre o situație care a apărut în comuna Rona de Sus. În comuna Rona de Sus, recent, în ultimele luni, s-a încercat organizarea unui eveniment de către Uniunea Ucrainilor din România prin deputatul acestora care a încercat să organizeze evenimentul fără a avea toate autorizațiile necesare. Reprezentanții primăriei i-au trimis o serie de solicitări și i-au trimis o serie de hârtii prin care au explicat ce ar trebui să facă ca să intre în legalitate în raport cu evenimentul respectiv. Din nefericire, domnul deputat a refuzat să se conformeze, nu a făcut demersurile necesare, a mutat evenimentul pe un domeniu privat, ba mai mult a trimis o interpelare către Ministerul Afacerilor Interne, prin care l-a reclamat atât pe șeful de post, dar și l-a numit pe primarul comunei șovin și cu atitudini discriminatoare. Deci, practic, un primar etnic ucrainian, care a încercat doar să-și facă legea, este făcut șovin doar pentru a fi denigrat în fața comunității și doar pentru că nu reprezintă acea formațiune politică. Vreau să spun că între timp a venit și răspunsul la interpelare, iar Ministerul nu a găsit nicio neregulă cu privire la aspectele semnalate. Eu, în calitate de parlamentar, susțin și iubitor de tradiții și cultură, susțin toate aceste evenimente. Dar vreau să spun că nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar parlamentarii și nici partidele politice. Pe această cale vreau să-mi exprim sprijinul față de primarul comunei Rona de Sus, Alexa Semeniuc, care își face datoria cu cinste, dar în limitele legii, și vreau să-mi exprim sprijinul și față de întreaga comunitate locală, fie că sunt ucrainieni, români sau maghiari. Haideți să le arătăm tuturor că Maramureșul nu este despre scandal politic ieftin, ci despre oameni buni, cinstiți și harnici, la fel ca cei din comuna Rona de Sus și la fel ca toți locuitorii județului Maramureș. Vă mulțumesc, Brian Cristian, deputat de Maramureș.